Bună ziua, bun venit tuturor la Marșul pentru Viață! Vă mulțumesc foarte mult că astăzi ați lăsat grijile la o parte, ați lăsat alte preocupări și ați venit să fim împreună pentru viață. Aș vrea să vorbesc astăzi despre câteva aspecte care mă determină să vă apreciez, să apreciez munca tuturor celor ce fac ceva pentru viață în România. În primul rând este vorba de realism. Suntem cu toții realiști și considerăm că viața fiecărui om este prețioasă și unică din prima secundă a vieții lui. O altă valoare este respectul pentru viață. Din respect pentru viață suntem aici și vă îndemnăm să aveți respect, să avem cu toții respect pentru femeile în criză de sarcină, pentru mamele care își cresc copiii singuri, pentru tații care își cresc copiii singuri, pentru femeile și bărbații care au fost afectați de trauma avortului, pentru toate persoanele a căror frați n-au avut șansa să se nască în această lume și poartă cu ei această durere și să facem împreună ceva pentru viață. Dacă ar fi să vorbim realist, în România din 1958 și până în prezent s-au făcut peste 23 de milioane de avorturi, iar această cifră nu include avorturile realizate în clinicile private, avorturile medicamentoase și avorturile făcute de românii plecați în străinătate. Foarte mulți dintre noi, cei care știm câte vieți s-au pierdut, că trebuia să fie o altă Românie, că puteam să fim numărul dublu de oameni în această țară, înțelegem că în spatele fiecărui avort este o lipsă profundă de sprijin. Și oricine înțelege acest lucru, această lipsă de sprijin și înțelege problematica femeilor în criză de sarcină, este îndemnat să facă ceva pentru a sprijini femeile în criză de sarcină și pentru a fi omul potrivit la locul potrivit. Un alt aspect despre care vreau să vorbesc astăzi este solidaritatea. La nivelul Uniunii Europene, 96% din copiii diagnosticați cu sindrom Down sunt avortați. Atunci când părinții primesc această veste, de multe ori nu sunt încurajați. Societatea nu este alături de ele. De multe ori sunt lăsați singuri și fără orice sprijin. Iar dacă reușesc să-și găsească puterea să ducă o sarcină la bun sfârșit, nu găsesc programe de sprijin, nu găsesc fonduri, nu găsesc organizații și oameni care să fie alături și să-i ajute pe acești copii să devină ceea ce își doresc. Pentru că vom ajunge la o societate care este cu adevărat pro-viață și prețuiește viața atunci când fiecare copil cu dizabilități va avea un spațiu de dezvoltare la fel ca o persoană care este campion sau om de știință. Un alt aspect despre care vreau să vă vorbesc este acela că a fi pro-viață înseamnă a fi pro-dragoste, a nu urâ, ci a iubi. Nu este vina unui copil nenăscut pentru criza de sarcină generată de adulți. Nu este corect să punem greutatea unei crize de sarcină sau responsabilitatea doar pe femeia în criză de sarcină, care adeseori este lăsată singură. Nici nu trebuie să ne dăm la o parte și să punem această problemă doar pe seama bărbatului, care de cele mai multe ori nu este învățat să fie responsabil, nu este învățat să sprijine. Prin urmare, ceea ce putem să facem este să iubim. Nici pe doctorii ginecologi nu-i vom ajuta în mod real să respecte jurământul lui Hipocrate sau să contribuie la aducerea cât mai multor vieți pe lume decât prin dragoste și prin sprijin și prin înțelegere. Credința înseamnă, este o altă valoare pe care aș vrea să o transmit astăzi, înseamnă să te încrezi în cineva din afara ta. Mișcarea pentru viață nu poate să funcționeze fără încrederea în oameni că pot face binele și încrederea în Dumnezeu, pentru că este foarte greu să trăiești prin momente dificile, este foarte greu dacă n-ai credință să privești la copiii care își pierd viața, la părinții a căror inimă este sfâșiată atunci când viața unui copil se termină, dar credința și dragostea pe care o pot avea oamenii îi pot ajuta să meargă mai departe și să muncească mai departe. Dincolo de asta, este vorba de foarte multă muncă. Este o bucurie pentru noi, desigur, să organizăm Marșul pentru Viață în fiecare an, dar în spate sunt mulți voluntari, sunt mulți oameni care se implică și se străduiesc ca lucrurile să iasă bine. Ca să dau câteva cifre, în 2014 Marșul pentru Viață s-a organizat în 40 de localități din România, erau câteva mii de oameni. Anul acesta Marșul pentru Viață are loc
în 600 de localități din România și Republica Moldova, la fel și activitățile din Luna pentru Viață. De la câteva mii de oameni la câteva sute de mii, poate. În afară de acest lucru, s-au deschis noi centre de sprijin pentru femeile în criză de sarcină și sunt din ce în ce mai mulți oameni care înțeleg necesitatea de a face lucruri concrete pentru sprijinirea femeilor în criză de sarcină. Îndemnul meu pentru astăzi este să fiți pro-viață, să aveți respect, realism, muncă, solidaritate, să-i sprijiniți, să continuați să vă implicați, să continuați să fiți omul potrivit atunci când o femeie în criză de sarcină are nevoie de ajutorul vostru. Și să vă gândiți întotdeauna că voi puteți salva vieți, acest marș poate salva vieți, implicarea voastră, participarea voastră poate salva vieți. Până la urmă, cu florile îngrijite ale vieții, putem forma o comunitate a dragostei și o Românie a dragostei. Vă mulțumesc!